Inflația a crescut în România mult peste prognozele băncii naționale, o spune purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, în emisiunea Ora de Profit.ro, care va fi difuzată duminică la ora 12 la Prima TV. Inflația depășește toate prognozele, estimările, da, la este, cât da. Ar putea ajunge la finalul anului? O să reevaluăm și noi datele spre la începutul lunii. Nu pot să fac o prognoză acum. E clar că prognoza noastră a fost depășită și asta arată încă o dată zona de impredictibilitate în care ne trezim. Am fost, poate de niciodată nu am avut asemenea depășiri radicale ale prognozei noastre de situația dată. Sunt multe elemente care au concurat în această situație nefericită legată de evoluția inflației.